Julia nu s-a mai putut abține și a început să plângă în timpul contrelor cu robi. Tânărul nu este deloc impresionat de lacrimile ei, ba chiar s-a enervat când a văzut-o, nu mă interesează dragostea ei. Julia a izbucnit în lacrimi când a început să se certe, din nou, cu Robi. Julia și Robi sunt la cuțite. Deși au fost într-o cunoaștere și cu toții se gândeau că blondina și concurentul vor ajunge chiar să formeze un cuplu, ei bine, acest lucru nu s-a întâmplat în prezent fiind continuu în contre. Așa s-a întâmplat și recent, atunci când în timpul unei discuții aprinse, Julia a izbucnit în lacrimi în timp ce îi explica lui Rob că o pune mereu unii postaze neplăcute. Rod, uite-o mă, acum fuge de mine prin casă. Julia, păi asta fac de o lună de zile. Pe bune, nu s-a văzut? Nu mai stau la masă când e el, nu mai stau în jurul lui. Dar s-a întâmplat ieri să fie asta, dar pentru că erau ceilalți. Rod, eu efectiv, scuză-mă te rog frumos, dar nu te înțeleg. Julia, ce nu înțelegi? Rod, nu te înțeleg pe tine ca om. Nu știu. Julia, Rod, înțelege că e o chestie. De ce trebuie să explic mereu, de ce trebuie să explic mereu în ce postură mă pune? Rodi, iar plânge. Ce se întâmplă cu atâta plâns, mă? Andreea Mantea, pentru că tu te rezumi la un singur subiect. Rodi, nu mă rezum la niciun subiect, nu mă interesează dragostea ei. Poate să aibă dragoste pentru oricine. Rod nu înțelege ce face greșit. La rândul său, Rod susține că nu înțelege ce din comportamentul lui o deranjează pe Julia, fiind de părere că nu are o atitudine greșită la adresa blondinei. Rod, nu i-am făcut nimic. Nu mă refer la gesturi plăcute, că asta da. Andreea Mantea, nici la cele plăcute, nici la cele neplăcute, adică ați fost bine. Dar de fiecare dată când voi ajungeți să aveți o discuție în contradictoriu, tu ajungi la aceleași cuvinte ce am avut noi doi, că nu am avut nimic. Rod. Eu am înțeles treaba asta, dar nu înțeleg de ce. Eu vă și spun de la ce pleacă certurile. Pentru că momentul când începem să ne înțelegem bine se duce cu anumite tente în casa fetelor deranjante pentru alte. Persoane și automat că mă deranjează și pe mine. Andreea Mantea A înțeles toată lumea, dar ea ți-a spus că are niște traume. Tu i-ai spus ce traume că nu ți-am făcut nimic. Rodi Doamna Andreea Traume, eu mă gândesc că trebuie să se întâmple ceva urât să ai traume. Julia. Da, m-ai jignit. m pus în ipostaze proaste. Știe toată România asta ce îmi spui la fiecare dată. Mama mea mă sună și îmi spune mereu. Și dar nu te-ai săturat să-l auzi pe rodi. Rod. Lasă că și pe mine mă sună mama și îmi spune aceleași lucruri. Julia. Ce aceleași lucruri că nu te bag în seamă de o minim o lună.